Hei, salut! Eu sunt Radu și bine ai venit la al treilea episod din seria de analiză tehnică și trading. Serie care, promit, o să devină mult mai practică în, în episoadele următoare. Însă, după cum spuneam și în primul episod, vreau să știu că am pus fundamentele și că nu voi avea diferite întrebări care sunt de bază în trading. Am vorbit despre ce înseamnă analiza tehnică, apoi am intrat o leacă în detaliu și am vorbit despre studiul price action, studiul acțiunii prețului, analiză tehnică pe care o să continuăm de acum încolo. Și acum vreau să vorbesc despre microstructura pieței. Sună foarte pompos, sună ca și cum vom vorbi despre, nu știu, ceva foarte matematic, însă nu este. Microstructura pieței înseamnă și reprezintă practic modul prin care se mișcă prețul și aici mă refer la diferite strategii, nu mă refer la smart money concept sau la action market theory, mă refer efectiv la cum apare prețul pe ecranul tău. Și nu știu câtă lume consideră că este important acel, acest lucru, însă eu cred că este cel mai important lucru să știi exact ce tranzacționezi, adică cum anume se schimbă prețul și cum devine Bitcoin din 20.000-21.000$ de exemplu. Deci, astăzi vom vorbi despre ce înseamnă această microstructură, ce anume schimbă prețul, mișcă prețul, vom vorbi despre lichiditate, ce este și cum citim un order book, uh, vom vorbi despre ce fac market makerii, pentru că cel puțin pe internet auzim numai despre market makerii îți vor stop loss market makerii sunt diabolici, ei vor să te lichideze, market makerii îți vor bani. Nu. Un market maker nu, cel puțin, nu intenționează să facă asta, nu că nu, nu, nu te-ar lichida, însă nu este intenția lui să miște prețul ca să te lichideze. Intenția market maker, market maker este cu totul și cu totul alta. Vom vorbi despre asta imediat. Ce înseamnă volumele, ce înseamnă tipuri de ordine, market order și limit order cele mai importante. Disclaimer, nimic din conținutul meu, inclusiv această prezentare, canalul de YouTube, TikTok și așa mai departe, nu constituie o solicitare sau o recomandare de trading sau investiții. Tot conținutul meu este pur informativ, educațional și în același timp este pentru entertainment, așa că vă rog nu mă dați în judecată dacă vă pierdeți bani. Este doar vina voastră dacă luați sfaturi de la un străin de pe internet, străinul nu fiind eu. Și vreau să mai adaug, nu vă voi da niciodată mesaje să vă cer bani. Sper. După cum spuneam și în toate celelalte episoade, dacă intri pe site-ul meu o să poți să downloadezi un video de sau poți să poți să, să vezi un video de două ore în care explic pas cu pas strategia mea. Asta doar dacă vrei să sari și să nu aștepți vreo două, trei săptămâni până ajungem acolo și oricum va fi pe YouTube tot, tot acest lucru. Ce înseamnă practic microstructura pieței? Microstructura pieței înseamnă modul concret în care prețul se mișcă, mecanica din spatele prețului, mecanica din spatele formării prețului, adică cum ajunge Bitcoin să fie 17.790 în poza de față. Aici nu mă refer la strategii, ci la anume cum ajunge, cum se formează în spate prețul pe care îl vezi tu. Piața cripto, forex, acțiuni și așa mai departe funcționează literalmente ca o piață. Văd că mi-am pus aici un not, e ca și cum te duce la fiecare tarabă și comanzi Bitcoin, comanzi euro, comanzi Elrond și așa mai departe. Este efectiv o piață cu tarabe și la fiecare tarabă există o grămadă de vânzători și o coadă de cumpărători care vor să cumpere Bitcoin sau care vor să cumpere Elrond sau care vor să cumpere Tesla sau care vor să schimbe euro cu dolar și așa mai departe. Deci, practic se adună mai mulți vânzători și mai mulți cumpărători și aceștia fac schimburi. Pentru fiecare vânzător, vreau să nu știu, să menționez asta de 100 de ori, pentru fiecare vânzător există un cumpărător. Deci, dacă prețul crește, nu înseamnă că există mai mulți cumpărători. Și dacă prețul scade, nu înseamnă că există mai mulți vânzători. Nu vreau să mai aud acest lucru, odată ce apare acest video. Dacă prețul scade, există un număr egal de vânzători cu egal de cumpărători și dacă prețul crește, există un număr egal de vânzători cu număr egal de cumpărători. Totuși, este o puțin adevăr aici. Ce vor oamenii de fapt să spună când există mai mulți vânzători sau mai mulți cumpărători? Ei vor să spună că dacă prețul scade, vânzătorii sunt mai agresivi. Dacă prețul crește, cumpărătorii sunt mai agresivi. Dar pentru ca o tranzacție să aibă loc, este nevoie și de un vânzător și de un cumpărător. Și de ce spun? că este nevoie de o tranzacție, ci pentru că prețul pe care îl vezi tu este de fapt ultimul preț la care a avut loc o tranzacție. Deci, acum începem să ne dăm seama cum se formează de fapt prețul. Prețul acesta de 17.790 este de fapt ultimul preț la care a avut loc o tranzacție de Bitcoin. Deci, dacă prețul a scăzut sau a crescut, nu înseamnă că am avut mai mulți vânzători sau mai mulți cumpărători, pentru că a avut loc o tranzacție. Iar ca tranzacția să aibă loc, este nevoie de un cumpărător și un vânzător. Repede, nu știu câte ori. Deci, ce mișcă, mișcă prețul de aici? Vânzătorii și cumpărătorii care tranzacționează, ei mișcă prețul. Și prin vânzători și cumpărători aici mă refer și la market maker și la algoritmi și la orice care tranzacționează, inclusiv oameni. Partea 2. Deci, ce mișcă prețul vânzătorii și cumpărătorii care tranzacționează? Ok. Cine sunt acești vânzători și cumpărători? Ei sunt de obicei împărțiți în mai multe categorii. Retail și non-retail. Cumva toți suntem de aceeași seamă, dar ca să fac pe placul tuturor, am să-mi împart și eu un retail, adică eu, tu și cu miliardarul, adică nu înseamnă practic câți bani ai, nu contează câți bani ai, tot retail ești, pentru că la non-retail se referă la companii, fonduri de investiții, market maker, bănci și așa mai departe. Deci, deci atât tu, cât și eu, cât și o grămadă de alți oameni cu bani, acele balene, tot retail sunt. De ce retail? Pentru că scopul contează. Scopul retailului, retail ului este că să speculeze. Suntem aici pentru a specula asupra prețului și pentru a face bani, evident. Retail sau non-retail nu ține de strategia pe care o adopți. Și aici mă refer la Smart Money Concepts. Nu zic că nu fac bani, știu o grămadă de oameni care fac bani cu strategia Smart Money Concepts, însă vreau să realizez este doar, este pur marketing. Smart money concept nu este nimic a smart, nu te face din prima să devii non retail, pur și simplu este o strategie care, pe care o adopți. Deci faptul că ești retail sau non retail nu ține de strategia pe care o adopți, ci ține de e ca și cum mai spune dacă ești o persoană fizică sau o persoană juridică. Deci este efectiv diferența asta. Un whale well sau o balenă care are mulți bani este tot retail, doar că are mai mulți bani. Non retail sunt companii. Dar scopul contează, care este scopul companiilor? Scopul Tesla, Amazon, Apple, nu este să speculeze asupra prețului. Ei, de exemplu, vor să-și plătească angajații. Deci, tu vei vedea în piața de euro-dolar sau în piața de uh, dolar ron vei vedea companii precum Apple sau Amazon că interacționează și că tranzacționează, dar scopul lor nu este să speculeze și să facă bani. Scopul lor este să-și schimbe acei dolari pe care ei îi fac în America, să cumpere RON în România ca să-și plătească angajații. Sau să cumpere lire sterline în Anglia să-și plătească angajații. Deci scopul este complet diferit. Nu este acel de a specula. Fonduri de investiții sau algoritmic firms. Scopul este să investească bani și să multiplice cei bani. Deci ar fi cumva tot speculativ. Market maker, high frequency traders, bănci. Scopul, din nou, este tot speculativ, este să facă bani, însă nu sunt retail, nu sunt considerați retail pentru că tranzacționează un volum foarte, foarte mare de bani și interacționează cu mai multe piețe deodată. Deci, au un impact foarte mare asupra pieței și de obicei acționează pentru companii, de exemplu, Apple. Nu o să vină ea în piață să cumpere dolari și euro, ci o să se ducă la o bancă, iar banca în numele uh, companiei o să facă schimbul de euro și dolari. Deci, mă rog, vreau, vreau doar să fac uh, categorisirea asta, vreau doar să explic ce înseamnă retail și nu retail din punctul meu de vedere. Bun, lichiditate. Venim din nou la întrebarea. Ce mișcă prețul? Cum se mișcă prețul? Și am spus că pre prețul este, de fapt, ultima tranzacție care are loc. Și este mișcat de vânzătorii și cumpărătorii care tranzacționează, iar lichiditatea liquiditatea reprezintă numărul de vânzători și cumpărători disponibili în momentul de față. Adică, practic, la taraba de uh, Apple, câți vânzători sunt? Poate fi doar un vânzător cu 3 Apple sau pot fi trei vânzători cu un Apple. Lichiditatea este aceeași. Deci, lichiditatea reprezintă atât numărul de vânzători, după cum explicam aici, cât și numărul de... Obiecte puse la vânzare, dar și numărul de uh, cumpărători pasivi care există în piață. Și este dată practic de. lichiditatea este dată de raportul dintre acești cumpărători și vânzători pasivi. Diferența între pasivitate și agresivitate, să spunem așa, este că la piață, dacă ai mere, există doar vânzători pasivi. Deci, oamenii doar așteaptă la tarabă și ei sunt pasivi și așteaptă cumpărători care să interacționeze cu ei. Pe când în piețele financiare, de exemplu, piața de Bitcoin, euro, dolar, Apple și mai departe, există atât cumpărători cât și vânzători pasivi. Ei de obicei se văd în acest order book, cum vedem aici. În order book este efectiv lichiditatea la fiecare preț, lichiditatea de numărul de monede valabile la fiecare preț. În partea de jos sunt numărul de monede valabile pentru a fi cumpărate, iar în partea de sus sunt numărul de monede valabile pentru a fi vândute. Și revenind la asta, având în vedere că în piețele financiare există atât vânzători pasivi cât și vânzători activi, dacă niciun part dacă niciun participant nu devine activ, prețul nu se mișcă. Ce vreau să explic prin asta? Deci, este o coadă, un order, order book pe care îl vedem, este o coadă la care se pun atât cumpărătorii cât și vânzătorii. Iar masa din mijloc reprezintă locul în care aceștia fac tranzacția. Însă dacă nici unul din ei nu decide să vină la masă, atunci practic nu va avea loc nicio tranzacție și prețul nu se va mișca. Order book este coada la care se pun vânzătorii și cumpărătorii, reprezintă lista de ordine pasive și aceste ordine pasive Devin active doar în momentul în care se execută. Și acum vorbim de market maker. Spread este diferența de preț între ultimul cumpărător și ultimul vânzător. De exemplu, în contextul de față, vedem că ultima tranzacție a avut loc la masa uh, activă, să spunem așa, de 17.827 de dolari și 8 cenți. Asta a fost ultima tranzacție care a avut loc. Însă, primul vânzător de Bitcoin vrea să vândă Bitcoin la 17.830 primul cumpărător vrea să, vând, să cumpere Bitcoin la 17.820. Dacă ei doi nu se întâlnesc la masă și stabilesc un preț de comun acord, ei doi nu, prețul nu se va schimba și nu va avea loc nicio tranzacție. Așa că market makerii, ce fac ei de fapt? Scopul lor este să umple diferența asta de preț cu lichiditate și să facă bani. Cum anume? De exemplu, ei intervin aici, intervin în, în acest order book, umplu lichiditatea de la 20 de dolari până la 25 și de la 30 de dolari până la 35. Iar în momentul în care cineva vrea să tranzacționeze, oamenii vor tranzacționa cu acești market makeri, iar ei mai departe își vor da banii mai ieftini sau își vor da bitcoinii mai ieftini sau mai scump, în funcție de cum au fost cumpărați și cum vor de strategia lor de tranzacționare. Deci, scopul market makerilor este doar să umple diferența asta de spread și să acapareze um, Liquiditatea care nu este disponibilă în piață. Market makerii, evident, fac bani din această diferență de lichiditate. Ce înseamnă volumul? Volumul reprezintă numărul de tranzacții care sunt deja efectuate. Volumul poate fi arătat în mai multe feluri. De exemplu, volumul din partea asta de jos reprezintă volumul de tranzacții care au avut loc într-o perioadă dată. De exemplu, în aceste. 5 minute. Vedem că suntem pe un grafic de 5 minute. Fiecare candelă de asta are o, o candelă care reprezintă volumul tranzacționat, adică deja efectuat. Deci, volumul de oameni care au ajuns la masa de uh, tranzacționare și au tranzacționat. Deci, este efectiv numărul de monede care s-a tranzacționat în perioada respectivă. Iar pe axa Y, vedem numărul de tranzacții efectuate la fiecare preț. Practic, exact ce vedem aici, numai că ar fi volumul tranzacționat la fiecare masă de, masă de preț. Tipurile de ordine reprezintă modul prin care tranzacțiile au loc și modul prin care se adaugă sau se scoate lichiditate într-o piață. Este practic. Cum vine cineva și adaugă lichiditate pe masă, pe masa de la piață, adică în acel order book, și cum vine cineva și cumpără de la acea masă? Un limit order reprezintă ordinele pasive și se adaugă în order book, adică adaugă lichiditate. Adaugă lichiditate la, la, la masă. Eu, de exemplu, pot să adaug lichiditate de cumpărare sau pot să adaug lichiditate de vânzare. Ori vreau să cumpăr bitcoin, ori vreau să vând bitcoin. Însă dacă folosesc un limit order, doar o lichiditate și aștept pe altcineva să vină să-mi ridice ordinul. Iar acel altcineva va folosi obligatoriu un market order, iar acelea reprezintă ordinele active. Practic eu dacă îmi pun un ordin pasiv la un nivel de preț 10.000, ca cineva să îmi consume lichiditatea aia, are nevoie de un market order care să vină și să mănânce lichiditatea de la, de la prețul respectiv. Deci, un limit order reprezintă ordinele pasive, se adaugă în order book și nu sunt definitive. Faptul că eu îmi adaug un order de uh, vânzare Bitcoin la 17.900 nu înseamnă că o să-l țin acolo la nesfârșit și pot să-l scot oricând pot să-l scot. Deci, ceea ce vedem noi în acest order book nu este definitiv. Singurul lucru care este definitiv este volumul, adică numărul de market ordere executate. Deci, market order -le reprezintă ordinele active, acele care se execută instant. Ele mănâncă lichiditatea din order book și sunt definitive, Adică sunt luate în considerare și doar ele sunt luate în considerare la afișarea volumului. Evident mai există și alte tipuri, dar majoritatea sunt o combinație din astea două. Concluzie. Mulțumesc că m-ai ascultat. Ai în descriere playlist-ul cu tot cursul gratis. Microstructura pieței înseamnă, însumează și înseamnă mecanica din spatele tuturor tranzacțiilor. Cum se adaugă lichiditate în order book, cum se întâlnesc oamenii și fac tranzacții la... La un anumit preț, de ce fac acele tranzacții la un anumit preț, ce înseamnă spread, ce fac market makerii, lichiditatea reprezintă numărul sau cantitatea de ordine pasive, neexecutate și nedefinitorii, acele limit ordere, și volumul reprezintă numărul sau cantitatea de ordine active executate deja și definitive. Odată ce ai executat un market order, acesta nu mai poate fi luat înapoi. Mulțumesc că stai până la final, eu am fost Radu Pa.